me, I'm all the way up. Doamnelor și domnilor, aplauze furtunoase pentru invitatul special de astăzi, pentru prima oară pe scena Umor, Vio! Am fost șocat să-l văd pe Vio. Nu, seara. Salut. Nu există, nu se poate. Cine credeai că va veni ca și invitat special? Circul Bellagio, numere cu cuțite, cu sfori, cu... Dar nu, în niciun caz, adică nu, nici o secundă nu m-am gândit la Vio. Da, e adevărat. Woo! Bun, pentru restul oamenilor, în afară de Mihai, salut, eu sunt Vio. Fac stand-up de 16 ani și 16 ani și am zis să... Na, nu, ok, nu, că am zis că să vii și eu la Ai Umor, că na, ajută, știi? Că după aia poate și Ai Umor să pună pe afișe sigla cu Vio, știi? E... Că beau. Ok, bun. Mi se pare un lucru atât de frumos să vii după atâta timp în care tu ai făcut treaba asta pe scene diverse, atâția ani de zile, și să vii într-un alt context și să simți într-adevăr emoția asta, mi se pare că da, ești artist. Ce s-a întâmplat în această pandemie? Nu știm ce se întâmplă, clar, ceea ce știm sigur e că s-a dat drumul la păreri. Asta este clar. Toată lumea are păreri, este chestia aia că, băi, și problema când n-ai ce să le faci, ca argumentul la suprem de, bă, e părerea mea. Tu ai părerea ta, eu am părerea mea. Medicii au părerea lor. Nu. Eu n-am problemă cu oamenii care au păreri. Orice om să aibă păreri. Problema mai e cu oamenii care sunt siguri de părerea lor. Știți oamenii care sunt vai lor, dar îți explică ție unde greșești în viață? Știi pe acasă la modul, bă, zic. Știți pe care în timp ce zic? Bă, zic. Mi se pare că n-ai voie să fii sigur pe tine. Mi se pare că n-ai voie nici măcar ca medic n-ai voie să fii sigur pe tine. Cu atât mai puțin ca instalator. Păi bune că-s mari șanse. Dacă în perioada asta ai o problemă acasă cu un robinet care tot curge, nu se mai oprește, chemi un instalator de la ușă, te ia. Zice, domnule, vă zic că asta coronavirus e făcătură. Cum? Cum să oprești o planetă întreagă de la o răceală? Nu se poate așa ceva. Acolo e baia, am văzut că e dur. Că vă zic, oricum America și China sunt crdășii ca să vândă măștia. Ai, Dumnezeu, ce se poate? La robinetul, am văzut că curge. Și de ce să mă țin casă? Că oricum virusul ăsta dispare 70 de zile. Nu se poate așa ceva. Și ești la modul, ok, cu robinetul cum facem? Și ăla e, nu știu. Nu știu, de la ce-o fi pornit el, așa, nu știu, poate la vecinul de sus, poate vecinul de jos. Eu stau la casă, nu contează, doamne. Ești instalator, nu te bagi, veniți așa cu păreri. Vreau să vă spuneți pe viața mea că sunt căsătorit și eu sunt cu soția mea de 12 ani. Bravo, Vio! Mulțumesc frumos! Da, și am așa un sentiment că e suficient, adică... Că n-are cum să o ia în sus de aici. Că e relație, nu? Orice relație, în cel mai bun caz, se plafonează. Niciodată o relație nu o ia în sus după 3 ani. Nu, în prima parte, e mișto că e prea de început, de la modul că, aoleu, vină încoace, au, știi? Dacă tu după 10 ani de relație mai ai chestia asta, aoleu, vină încoace, ești bonlav, bă, băiatul. Adică. Nu e normal așa ceva, trebuie să fie, ok, facem. Și noi suntem împreună de 12 ani și de aia zic, cred că e destul, că n-are cum să o ia în sus. Că dacă ar fi să ne despărțim, mai degrabă aș vrea să ne despărțim pentru ea. Vă zic, care ideea noi când ne-am combinat, eu aveam 26 de ani și ea avea 19. Adică, săracă. 19 ani, cu câți bărbați să fi fost înaintea mea? Adică, e ea din vasul ei, da? Hai, 20 maxim. În vasul ei 20 e între levă. Și de asta zic, măcar să-i dau așa să mai bucure puțin de viață, că e nașpa, că e și femeie. E oribil să fii femeie. Păi bune, să fii bărbat e extraordinar de mișto. E superb. Că, dar ca bărbat e mișto că ai fereastra mult mai mare. Nu, ca bărbatul poți să fii pe treabă și la 50 de ani, dacă tragi de fiaret în braș frumos, și la 60, dacă ai bani. În schimb, ca femeie s-a făcut 40. Mai serviți aici? E ultima comandă. Și trebuie să plătiți acum.
Nu toată lumea știe ca femeie după 40 de ani, adică nu e ca și cum se închide de tot fereastra, dar acum e deschis în sus, știi? Acum ești doar abatat. De acum să strecoară doar dăunători. Bune, toată lumea știe ca femeie după 40 de ani, teoretic ieși pe piață, practic ai o tarabă în colț. Nu mai ești în prima linie, nu? În prima linie sunt femeile alea tinere care vorbesc tare și au pepene. Aolea! Nu? Și role, și roșiile alea ferme. Știi că nu sunt naturale, dar cu ei pas. Tu ești în spate acolo cu roșiile tale scovrăjite, adică... Sunt bio, dar... Nu mai, că... Plus că tu nici nu mai ai tarabă, ai un preș pe care zic. Și la tine mai ajung doar bătrâni ăia rătăciți prin piață. Știți că ea care caută cel mai bun preț vine așa și... Tu ești la modul, vă rog, gustați! Nu, doar mă uitam. Să profitați de voi, fetelor! Nu mai stați în relația în care vă aflați. Fiți crazy, fiți nebune, bă... Nu am dreptate, doamna Adele. Doamna Adele! Time is ticking away. Să profităm acum. Dar să știți că eu nu doar vin să zic chestii nașpa, am și sfaturi de viață pentru voi. E vorba că eu am ajuns la o vârstă în care nu vreau să mai știu chestii noi. Nu știu multe, dar pe alea pe care le știu. Nu vreau să mai știu chestii noi. Că nu mă ajută. Vă zic, ultima chestie nouă pe care am aflat-o și fără de care eu eram perfect, vă zic. Am aflat și eu la 38 de ani, am aflat, nu știu dacă știți expresia a dat sfoară în țară. Vă știți, da? Am aflat și eu că de fapt nu e a dat sfoară în țară, de fapt e a dat sfară în țară. Da, se pare că pe vremuri sfară era un amestec de grăsime animală și alte și oamenii dădeau foc și cu fumul ăla se anunțau între ei. Așa comunicau pe vremuri. Dădea cineva foc în sat și zicea, hei, cine vine la fotbal diseară? Nu, și erau oameni care răspundeau și au, eu nu pot, că am holeră. Wow, sunt mortul. Și alți oameni din sat, ha, 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 ha. Era... Ok, atunci stai în poartă, știi? Și era asta, a, eu ies de pe grupul ăsta de sfară. În fine, așa vorbea ea. Regia, dați-l mai încet un pic, că pierdem... Și până la un telefonul fără fir, când a zis cineva, a dat sfoară în țară. Ce a dat sfoară? A dat sfoară în țară. Și acum noi avem sfoară, eu știam de sfoară și eu n-am ce să fac cu sfoară în capul meu acum. Ce să fac cu sfoară? Acum sfoară e în capul meu așa, e? N-am ce să fac cu sfoară și plus că sfoară mi-a înlocuit sfoară și sfoară îl foloseam și la altceva. Sfară e fix de aiure acolo. Și n-am ce să fac, pentru că niciodată nu o să bag în vreo conversație sfară, ca aș fi nesimțit. Nu, stau cu mai mulți oameni și cineva zice, da mă, și ăla a început să dea sfară în țară și eu sunt, nu. Prietene, nu e sfară în țară, e sfară în țară. Da, sfară, un amestec de grăsime animală, știi? Și toată lumea ar fi, ce era, ai întrerupt o bârfă bună cu c***ul de sfară. Dar apropo, era bârfă. Când cineva zice, da mă, și ăla a început să dea sfară în țară, e bârfă. Ceea ce sunt eu, eu sunt foarte pro-bârfă. Eu aș bârfi tot timpul. E productivă. Da, e foarte productiv. Bun, eu asta aș face. Mie, ca să-mi faci ziua minunată, trebuie să vii la mine să-mi zici, Vio, îți zic ceva, dar nu mai zici la nimeni. Eu am fost ales? Și ultima chestie pe care vreau să vă zic, vreau să vă las cu un sfat și anume, cum să fiți fericiți? E foarte simplu. Ești fericit în momentul în care, știi, înțelegi cu adevărat că orice ți s-ar întâmpla în viață, nu meriți mai mult. Și de acolo pleacă toată fericirea, vă zic. Cele mai bune zile pe care le am eu, când dimineața mă trezesc și zic, nu uita că ești prost și că nu meriți mai mult. Și de acolo încolo ziua mea o ia în sus, că orice chestie mi se întâmplă nașpa, da bravo, normal că mi se întâmplă asta, că-s mai mulți mei. Eu zile proaste am când am încredere în mine, că știu eu chestii. Și după aia că se întâmplă ceva nașpa, cum de mi se întâmplă mie asta, eu! Și de-aia zic, așa trebuie să trăiți și voi. Asta e bucata mea și dacă nu v-a plăcut, nu meritați mai mult. Mulțumesc frumos! Ce bine! Bravo! Ce bine a chiar!
pare bun. Nu, nu trebuie, nu trebuie, lăsați. Nu, ce mai... Se întâmplă foarte rar și... Deci mai vin odată. Mulțumim, Vio! De unde ies? Bă. Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!